fapte incredibile într-o sală de clasă din Constanța, o învățătoare umilește pe elevi, totul a fost înregistrat. Decizie în premieră în România, un tânăr de 16 ani, elev la un liceu din Bacău, a fost condamnat la un an și jumătate de detenție după ce a batjocorit doi colegi. Un pod de peste 2 km s-a prăbușit după ce o navă cargo s-a izbit de unul dintre pilonii de susținere. 20 de oameni au căzut în apă. Andreea Bereclanu vă prezintă Focus. Doamnelor și domnilor, bună seara! O învățătoare din Constanța a fost înregistrată în timp ce își jignea elevii. Femeia a folosit apelative de tot felul care nu pot fi reproduse, iar totul s-a întâmplat în timpul orelor de curs. Mama unuia dintre elevi a reușit să înregistreze jignirile. Ea spune că dascălul i-ar fi agresat fizic pe unii dintre copii. Femeia a făcut plângere la poliție, la inspectoratul școlar și la protecția copilului. Urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Problemele din clasă au apărut în momentul în care fosta învățătoare a solicitat să fie înlocuită, iar conducerea școlii a apelat la un cadru didactic ieșit la pensie. Noua învățătoare a venit cu metode proprii de predare. La nici două săptămâni a avut loc primul incident, când a lovit un băiețel cu sticla de apă în cap. Am avut loc un incident cu un băiețel pe care l-a luat de păr, era cu capul de tablă, copilul s-a ascuns sub catedră. Lui arată un copil urât, păcat că l-a luat mamă. Nu știe să folosească creierul. Vino mă, faci strâmbule, te-ai strâmbat de tot. Părinții au cerut directorului școlii înregistrările video de pe camerele de supraveghere aflate în clasă, însă n-au primit nimic, iar copiii au continuat să se plângă de comportamentul învățătoarei, așa că una dintre mame a plasat un microfon în ghiozdanul fetiței sale. Contactată telefonic, învățătoarea agresivă a spus că nu are ce să-și reproșeze și că totul e un scandal regizat de mama unui copil. Am atâta sentimentul lucrului bine făcut. O mămică care e vorba aia frustrată și are pete pe undeva, n-are ce face. Asta e situația. Deranjată de ceea ce se întâmplă la școală, mama fetiței abuzate a făcut plângere la poliție. În cadru didactic de la o unitate de învățământ din municipiul Constanța, ar fi agresat fizic în repetate rânduri o elevă de 7 ani. În cauza a fost întocmit dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de purtare abuzivă. O lună mai târziu s-a adresat inspectoratului școlar și apoi a mers și la protecția copilului. A dus peste tot înregistrările audio cu învățătoarea care jignește pe cei mici. Aceste înregistrări care au apărut astăzi în spațiu public nu au fost puse nici la dispoziția școlii și, din păcate, nici la dispoziția inspectoratului școlar. Sunt convins că lucrurile se vor rezolva rapid, astfel încât să avem un alt om la catedră. Limbajul suburban nu are ce căuta în sălile de clasă, în relația dintre un cadru didactic și elevi. Din cauza deficitului de personal, învățătoarea pensionată a fost reangajată și plătită la oră. Acum, din cauza scandalului, femeia și-a dat demisia. Un copil de numai 2 ani lăsat nesupravegheat a găsit o sticlă cu o substanță periculoasă în anexele unei stâne pe care o vizita cu părinții. Băiatul a băut din sticlă și i s-a făcut rău. Medicii au fost chemați de urgență. Întreaga poveste imediat la Focus. Premieră pentru justiția din România, un elev de 16 ani a fost condamnat la un an și jumătate de detenție pentru bullying. Adolescentul a fost filmat în timp ce își lovea și umilea doi colegi cu cerințe educaționale speciale, chiar în școală. Elevul este din județul Bacău și își va ispăși pedeapsa într-un centru de reeducare pentru minori. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Imaginile acestea au fost filmate în ianuarie 2023 pe holurile și în toaleta liceului teologic Dumitru Mangeron din Bacău.
Adolescentul, care avea 15 ani, și-a batjocorit și umilit doi colegi de clasă cu nevoi speciale. I-a forțat să stea în genunchi și să-i sărute mâna. Pe unul dintre ei îi lovește cu palma, iar umilința continuă. Imaginile, care nu pot fi descrise în întregime, au fost postate pe internet. Familiile victimelor le-au văzut și au anunțat conducerea unității de învățământ. Când a avut loc acel incident, Consiliul Profesoral a hotărât scăderea notei la purtare la 4. El în școala mea n-a mai pus piciorul. După acel incident a fost cercetat și el în școală n-a mai fost ca să creeze probleme. La încheierea anului școlar, el a primit 2 la purtare, asta înseamnă elev repetent. În perioada următoare, după aceea, în august-septembrie, s-a prezentat la alt liceu, unde s-a înscris. La audieri, cei doi elevi au spus că le era teamă să meargă la școală. Agresorul îi obliga să-i cumpere mâncare și să-i șteargă pantofii. Agresorul a negat acuzațiile și a susținut că el și victimele ar fi fost buni prieteni. S-a cerut și sprijinul Centrului Județean de Asistență și Resurse Educaționale pentru a se oferi consiliere psihologică și protecție copiilor agresați. În urma tuturor verificărilor efectuate și a identificării mai multor deficiențe în managementul școlii, Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar a decis demiterea din funcția directorului care era la acea vreme în acea unitate de învățământ. După un an și câteva luni, instanța l-a condamnat pe adolescentul agresiv. Faptele sale au fost considerate grave, iar sancțiunea este aspră, fără precedent în România. Bullying-ul este din ce în ce mai întâlnit în școlile românești. Psihologii spun că părinții trebuie să fie atenți la comportamentul copiilor și să ia măsuri la orice schimbare radicală. Elevii pot recurge la comportamente de bullying din diverse motive. Probleme personale, și aici mă refer la cei elevi care nu sunt înțeleși de familie sau de școală și care nu sunt valorizați, dorința de putere, insecuritate, la presiunea grupului, din lipsa de empatie sau experiențe anterioare de victimizare. Este important, foarte important, să se înțeleagă că fiecare situație de bullying este unică și că motivele pot fi complexe și variate. Elevul agresor nu ar fi stat liniștit nici în perioada anchetei. În școală ar fi provocat incidente asemănătoare anul trecut în noiembrie. Cu o săptămână înaintea scenelor filmate, ar fi mușcat un coleg de clasă. Atunci i s-a scăzut nota la purtare și a primit avertisment. Este stare de urgență în Baltimore, Statele Unite. Podul Scott Key s-a prăbușit după ce o navă cargo a lovit unul dintre pilonii de susținere. Doi oameni au fost salvați din apă, dar echipele de urgență mai caută cel puțin 7 persoane despre care se crede că încă se află în apă. Poliția spune că este un eveniment cu victime în masă. Right next to the Key Bridge. Like, all the people on the bridge just died, dude. Oh my God. Cu doar 30 de secunde înainte să fie lovit de vapor, 4 camioane de mare tonaj au apucat să treacă pe pod. Guvernatorul din Maryland a declarat stare de urgență. Momentul prăbușirii a fost surprins de camerele de supraveghere, dar și de oamenii de pe margine. Un martor povestește șocat ceea ce a văzut. I still am kind of in shock. Water, all we seen was the debris of the bridge and support beams. So we had no idea. Infrastructure here is already bad enough. And now we're losing a very main port for our transportation. Prioritatea salvatorilor este să-i găsească pe cei din apă. Este o misiune contra cronometru din cauza temperaturii scăzute a apei. Doi oameni au fost până acum scoși în viață, însă sunt în stare critică. The Coast Guard's primary mission right now is search and rescue, looking for any survivors in the water. We're basically searching for everyone that was potentially on the bridge. Podul Francis Scott Key se află în statul american Maryland și avea aproape 3 km. Nava Dali doar ce plecase din Dana portului. Vasul naviga sub pavilion Singapore și era închiriat de o companie daneză. Embarcațiunea cargo ar fi pierdut direcția, a plutit în derivă după care s-a ciocnit de un pilon al podului. Se caută acum și vehiculele care erau pe pod. Can tell you our sonar has detected the presence of vehicles submerged in the water. I don't have a count of that yet. Nu se știe încă din ce cauză s-a produs tragedia, dar autoritățile au câteva ipoteze, defecțiuni ale motorului sau ale sistemului de control și chiar o eroare umană.
La 4 zile după masacrul de la Moscova, liderul Kremlinului recunoaște că statul islamic este responsabil de atac, dar condamnă regimul de la Kiev. Asta în timp ce ISIS a anunțat că îl va masacra pe Vladimir Putin după ce au văzut imaginile cu luptătorilor bătuți și schingiuiți. Vă avertizăm, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. La Moscova încă se caută vinovatul pentru masacrul de la Crocus City Mall, deși a fost revendicat de gruparea Stat Islamic. Vladimir Putin a recunoscut în fața rușilor că atacul a fost comis de islamiști extremiști. Kremlinul a promis că îi va ucide pe toți cei implicați. Noi știm că преступления совершены руками радикальных исламистов. Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик. ISIS a amenințat că va masacra pe Vladimir Putin după ce au văzut imaginile cu cei patru presupuși teroriști. Gruparea a revendicat de două ori atentatul și a cerut lui Putin să înceteze să mai tortureze prizonierii islamici. Imaginile nu au făcut decât să sporească pofta de sânge, spune gruparea. Între timp, alți trei suspecți, tot de origine tadjică, au fost arestați preventiv, fiind suspectați de complicitate. Este vorba despre un tată și doi dintre fiii acestuia, unul născut în Tadjikistan, care are și cetățenie rusă, riscă și ei să fie condamnați la închisoare pe viață. Anchetatorii ruși duc ancheta mai departe. Au mers în Tadjikistan pentru a interoga familiile suspecților în atacul terorist de la Moscova. Oficialii de securitate tadjici au adus familiile în capitală din mai multe regiuni, iar președintele tadjic supraveghează personal ancheta. Țarul de la Kremlin sugerează că Ucraina a fost implicată în atacul terorist. Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима. Președintele Украины реагировал и он дур на акузации, făcute de Putin. Сегодня Путин знов розмовляв сам з собою. І це знов транслювали по телебаченню. Знов звинувачує Україну хвора і цинічна істота. Șeful serviciilor secrete din Rusia spune acum că nu doar Ucraina și Statele Unite sunt implicate în atac, dar și Marea Britanie. Acum, în Rusia, la 4 zile după atac, autoritățile ruse desfășoară operațiuni antiteroriste. Mii de migranți, mai ales din țările asiatice, sunt aspru verificați. Unii au fost reținuți ilegal de către poliție, interogați și deportați. Și în Turcia, 147 de oameni au fost arestați pentru că ar fi avut legături cu ISIS, totul după ce doi dintre cei trei patru presupuși atacatori au fost la Istanbul și s-ar fi întors din Turcia la Moscova cu același avion. Un bărbat este în comă, iar alți doi au fost răniți grav după ce mașina în care se aflau s-a lovit violent de gardul jandarmeriei Constanța. Accidentul putea să aibă urmări și mai grave dacă pe trotuarul din fața clădirii s-ar fi aflat pietoni. Martorii susțin că autoutilitara circula cu viteză. Din cauza ploii, șoferul a pierdut controlul volanului, a lovit bordura, iar de pe trotuar s-a oprit în gardul sediului brigăzii mobile de jandarmi din Constanța. Cei trei bărbați din Dub au fost răniți și a fost nevoie de intervenția pompierilor pentru ca ei să fie scoși din cabina contorsionată. Se plasau cu o auto specială de stingere și două echipaje de prim ajutor. La fața locului au fost evaluate medical trei victime. Au fost găsiți trei pacienți. Un pacient cu traumatism cranian grav, agitat, un pacient cu traumatism de membru inferior și de coloană lombară și al treilea pacient cu traumatism de membru superior. Agenții poliției rutiere trebuie să afle cauzele producerii accidentului și au deschis dosar penal pentru vătămare corporală. Un copil de doar 2 ani din județul Dolj a murit după ce a băut o substanță pentru deparazitarea ovinelor. El se juca la stâna de oi, care aparține familiei și care este lângă casa lor. La un moment dat, băiatul, care era nesupravegheat, a intrat într-o anexă și a băut din substanța toxică găsită. Cel mai probabil a crezut că este lapte. Vă avertizez, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Tragedia a avut loc chiar în ziua în care copilul a împlinit 2 ani. Părinții au sărbat ziua, el a mâncat tort, a dormit, apoi a ieșit afară să se joace. La un moment dat a ajuns în apropierea stânii familiei sale, aflată foarte aproape de casă. A găsit o sticlă în care era o substanță toxică. S-a jucat și copilul, sticla a fost jos lângă mașina de spălat. Da, într-o celofan băgată și copilul a găsit-o și a luat-o, a pus-o în gură. Surorile l-au găsit inconștient. De unde a apărut? Nu știu din sticla din a apărut, cum a ajuns acolo, ce o văd, ea nu știu.
Știți cât, cât a înghițit, nu, cât a băut? Nu știu, nu știu nimic. A apucat să vă spună ceva? Nu, a plâns de două și a fost. Îngrozită, femeia a sunat imediat la 112. Polițiștii s-au deplasat de urgență acasă la copil pentru a face cercetări. La fața locului s-a deplasat și un echipaj medical, minorului fiindu-i acordat primul ajutor, însă, din nefericire, acesta a decedat. Reprezentanții Protecției Copilului Dolj s-au autosesizat și au deschis și ei o anchetă în acest caz. Aceștia vor încerca să afle cât de afectată este familia băiețelului de 2 ani mort într-un mod atât de groaznic. Dacă în urma evaluării se constată că trebuie furnizate servicii, copiii vor fi consiliați la nivelul DGASPC. Cei de la DGASPC au aflat că femeia își crește singură copiii și tot i-are grijă și de oi după ce soțul i-a fost închis. Pe tatăl cunosc, știu că a mai făcut pușcărie, că a mai omorât pe socru sau... În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Milioane de țigarete și tone de tutun în valoare de peste 12 milioane de euro au fost depistate și confiscate în toată țara într-o amplă operațiune a procurorilor DICOT. Investigatorii, antimafia și polițiștii au descins la 79 de adrese, iar 10 de oameni vor fi aduși la audieri. Gruparea care aducea țigările din Ucraina și le vindea în Europa a fost monitorizată 2 ani. De persoane urmează să ajungă la sediul DICOT din Timișoara pentru audieri. Suspecții sunt aduși din 14 județe și din capitală. Investigatorii spun că membrii a două grupări au acționat în perioada 2022-2024 în întreaga țară. De ce te-au ridicat? Făceați trafic? Cu țigări? Ați intuit angajați antifraudă? În ultimii 2 ani, polițiștii au reușit să intercepteze 12 transporturi ilegale de țigări și tutun. Marfa era adusă din Bulgaria, Moldova, Cehia și Ucraina și transportată în țările din spațiul Schengen. Anchetatorii spun că membrii celor două grupări aveau legături directe cu contrabandiștii din țările de unde erau aduse țigările, dar și conexiuni în diverse state ale Uniunii Europene. De altfel, în Cehia a fost descoperită și o fabrică de țigarete. Alte două fabrici ilegale, a căror producție a fost oprită de anchetatori, se găseau în România. În urma operațiunilor derulate în cei 2 ani de monitorizare a grupării, au fost confiscate aproape 40 de milioane de țigarete și peste 64 de tone de tutun. Procurorii DICOT spun că gruparea a fost susținută de angajați ai statului. Vorbim de un polițist din cadrul Poliției Naționale, un polițist de frontieră din Călăraș, dar și doi inspectori antifraudă din Arad. De altfel, în această dimineață, oamenii legii au descins la locuințele lor din localitatea Vladimirescu, lângă Arad. Știți cumva de ce v-au luat sau de ce vă cheamă? De ce sunteți duse de aici? În timpul anchetei au fost descoperite și peste 8 tone de artificii, motiv pentru care s-au făcut percheziții și la una dintre cele mai importante companii din domeniul materialelor pirotehnice din județul Timiș. Potrivit unor surse din anchetă, ar exista legături între contrabandiștii de țigări și cei care importau artificii. Reprezentanții companiei timișene spun însă că nu sunt implicați în afacerile cu țigări. Artificiile vin din China direct prin Hamburg. Din Hamburg vin direct la Vama Timișoara, unde se taxează, se plătesc TVA-ul, taxele vamale, și după care ajunge la mine la depozit. Cercetările în acest dosar se fac pentru infracțiuni de contrabandă cu țigări și produse accizabile, tutun, dar și materiale explozibile, precum și pentru spălare de bani. 11.000 de cazuri de violență domestică doar în primele două luni din acest an. 1.977 de ordine de protecție au fost emise. Românul, frate cu bătaia. Astăzi, la Focus. Din cauza presupuselor breșe de securitate și a acuzațiilor de spionaj pe modelul țărilor vestice, România ia în calcul să interzică platforma TikTok. Rețeaua este favorita tinerilor. Statistic, aproape unul din doi români o folosește. Ce spun autoritățile despre această situație, aflați imediat în jurnal. Răsturnare de situație în cazul crimei din Mangalia. Loredana, tânăra care și-a înjunghiat prietena și apoi a băgat trupul fără viață într-un geamantan, va sta în închisoare mai puțin decât și-ar fi dorit rudele victimei. Pedeapsa îi va fi redusă cu o treime pentru că și-a recunoscut faptele. Familia Alinei este devastată și spune că femeia merita închisoare pe viață. Vă avertizez, urmează informații cu un puternic impact emoțional.
Mama și mătușa Linei, tânăra de 18 ani care a murit după ce prietena ei cea mai bună a înjunghiat-o, au venit la Tribunalul Constanța. Își doresc pedeapsă maximă pentru autoarea crimei și sperau la acest lucru după ce avocații au cerut schimbarea încadrării juridice în omor calificat. Pentru această faptă, pedeapsa putea fi închisoare pe viață. Ea scapă, fata putrezește în pământ, e vinovată, nimic, nu i-a făcut rău, i-a dat și haina de pie. S-a cerut, dar nu s-a probă nimica. Deși apărătorul familiei victimei a susținut că se impune schimbarea încadrării, iar procurorul de caz a admis acest lucru în parte. Atâta vreme cât fata a fost omorâtă de către colega ei de cameră, iar prima preocupare a inculpatei, respectiv a prezumtivei criminale, a fost aceea de a se duce și de a retrage bani de pe card, pe de-o parte că înseamnă un omor în interes material. Există elemente de cruzime. În vechiul cod penal există o circumstanță agravantă, răzbunarea. Aceasta pare să fi dat satisfacție uciderii victimei. Cred că este corectă încadrarea la omor cu cruzime. Instanța a respins cererea de schimbare a încadrării juridice, iar Loredana și-a recunoscut vina și a cerut judecarea în procedură simplificată. Potrivit legii, sentința se va da mai repede, iar pedeapsa va fi micșorată. Așteptam și eu să mă audiez, dar un pic, că avem multe de spus, dar nu. Ține cu ea, nu o să face dreptate, justiția nu o să face treaba. Ține cu ea, nu vrea să schimbe încadrarea. Nu vrea. Nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva, nu. Ține cu ea. Cât i-a făcut și ține cu ea. Care regrete, nu cred. Ce nu cred. Nu cred, i-am zis să trezească acolo închisoare, acolo să stea. Tribunalul Constanța a rămas în pronunțare și e de așteptat ca soluția să fie dată pe 10 aprilie. Cererea de schimbare a încadrării din omor 188, articolul 188, a fost în 189 aliniat 1 pentru cruzimi, pentru interes material și pentru premeditare, aspecte care nu s-au întâmplat în momentul săvârșirii. Crima a avut loc în Mangalia noaptea de 15-6 august anul trecut. Alina și Loredana locuiau în aceeași cameră. La un moment dat, după o ceartă, Loredana a înjunghiat-o pe prietena sa din copilărie. Ca să ascundă crima, tânăra de 18 ani a luat corpul victimei și l-a pus într-un geamantan, valiza abandonată într-un parc din oraș. Fermierii sunt din nou la cuțite cu autoritățile. Data aceasta, mărul discordii este sistemul anti-grindină. Agricultorii vorbesc despre un fenomen îngrijorător. Substanțele răspândite de rachetele care opresc grindină ar alunga și norii de ploaie și ar provoca în acest fel secetă pentru o lungă perioadă. Specialiștii îi contrazic pe fermieri. Vasilica Panfil este fermier în Vrancea și are 4500 de hectare de pământ. El este unul dintre cei care spun că sistemul antigrindină din România mai mult dăunează culturilor. Vedeam cum vin norii, vedea să plouă și de o dată trăgeau cu rachete, imediat se dispersau norii. Și plouau, în loc să precipite 20-30 de litri, cât era normal cât precipita în anii anteriori, precipita undeva la 2-3 până 5-6 litri, ceea ce este nesemnificativ pentru plante. Bărbatul susține că în acest fel fermierii au pierderi uriașe și cere ca sistemul antigrindină să fie folosit în anumite momente sau deloc. Să nu se lanseze decât de la cod roșu. Când se anunță cod roșu, cod portocaliu spre roșu, atunci se poate lansa aceste rachete. Până atunci nu, la cod galben să nu se lanseze nici de cum și nici la cel portocaliu. Autoritatea pentru administrarea sistemului antigrindină îi contrazice pe fermieri și spune că proiectilele nu alungă ploaia, ci din contră. Acolo unde lansăm rachete, producem o creștere a precipitațiilor de până la 20%. Există o evidențiere clară a acestor activități. În România, sistemele împotriva grindinei există din 2004. De la an la an au devenit tot mai performante. În momentul în care autoritățile primesc o alertă de grindină, sunt puse în funcțiune lansatoarele care trimit rachete direct către norii din care urmează să cadă grindina. Ele emană un gaz cu iodură de argint care produce un efect de condensare și care transformă gheața în ploaie. Numai în Vrancea am trecut, s-a tras peste 400 de rachete și a fost secetă, știm cu toții. Nu știm pentru ce s-a tras, dar s-a tras. Nu sunt nici multe, nici puține, ci câte trebuie. Noi vedem tot ce se întâmplă în masa noroasă. Să avem imagini tridimensionale, deci știm exact unde, cum și ce cantitate de rachete putem să lansăm. În întreaga țară există 106 puncte din care se lansează aceste rachete. Ele protejează de grindină peste 3 milioane de hectare de teren agricol. Substanțele antigrindină pot fi împrăștiate și cu avioane de mici dimensiuni. Două console de câte 92 de bucăți pe burta avionului. În interiorul aeronavei avem două pupitre de comandă. Se pornesc, se apasă pe acest buton și se lansează
câte 3 cartușe odată, la interval minim de 5 secunde. Guvernul a alocat aproape 70 de milioane de lei pentru extinderea sistemului antigrindină, dar proiectul este în impas din cauza presiunii fermierilor. Ministerul Agriculturii promite un studiu amplu al acestei tehnologii. Premierul Marcel Ciolacu nu vrea să se renunțe la impozitarea concediilor medicale decât în cazul pacienților diagnosticați cu cancer și al gravidelor. Anul trecut, guvernul a introdus așa numita taxă pe boală, adică impozitarea concediilor medicale cu 10%. În prezent, nicio afecțiune nu este scutită de această taxă. Să încurajezi să stai acasă. Ai o răceală. E dreptul tău să-ți se dea concediu medical 5 zile, dar să-ți dau și 10% în plus. Pentru că stai acasă, eu înțeleg să-i dau unei tinere mămii 10% în plus. Eu înțeleg unui om care are această boală necruțătoare, cancerul, să aibă venituri în plus pentru medicamente, pentru deplasare, pentru... Dar dacă vreți să încurajez să stai acasă 5 zile și să-ți dau și 10% în plus scutirea de CASS, credeți-mă că nu o să o fac. Nu este prima dată când premierul spune că în România sunt prea multe astfel de concedii. Datele Eurostat arată însă că în 2020, de exemplu, România a avut cele mai mici cheltuieli din Europa cu concediile medicale. România ar putea să interzică platforma de socializare cea mai apreciată de tineri din cauza presupuselor breșe de securitate. Soarta TikTok-ului este incertă și în țara noastră, după ce Statele Unite sunt foarte aproape de o decizie definitivă. Într-o perioadă în care preocupările legate de securitatea datelor și conținutul extrem de sensibil devin din ce în ce mai acute, propunerile legislative sunt și ele pe măsură. TikTok este în centrul atenției în momentul acesta la nivel mondial. După foarte multe țări din Europa, dar și America, România ia în calcul interzicerea aplicației TikTok. Este adevărat, într-o primă fază, doar pe telefoanele de serviciu ale funcționarilor publici. Propunerea a ajuns în Parlament. Am văzut foarte clar că în Congresul American condiționează aplicarea, existența aplicației TikTok despre vânzarea companiei. De ce? Pentru că experții noștri spun că această aplicație colectează datele cu caracter personal și le transmite în China. Această aplicație are în soft posibilitatea ca în momentul în care tu tastezi un mesaj, să-l trimiți cuiva, unui prieten, acest mesaj este înregistrat. În plus, integritatea minorilor este o altă latură atinsă atunci când se ia în discuție mai buna supraveghere a rețelelor sociale. Cred că copiii ar trebui să stea mai mult în școli, fără telefoane în școli. Nu am TikTok, într-adevăr. Nu sunt cu platforme de socializare. Nu văd nicio relevanță, sincer, de ce s-ar interzice așa ceva. O părere nu chiar foarte bună. Din punctul meu de vedere, nu ar trebui să interzică TikTok-ul, pentru că este o formă de entertainment. Aplicația TikTok este un spațiu al teribilismului. Eu cred că dacă ne dorim o generație educată, atunci ar trebui să le spunem copiilor că nu, educația nu se face pe TikTok. Noi nu ar trebui să facem nimic altceva decât ceea ce fac statele democratice și aici Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii. Nu noi trebuie să facem legislația pentru ca, știu, să TikTok să funcționeze, ci TikTok trebuie să-și adapteze legislația la criteriile și la valorile pe care noi le respectăm. NATO a interzis aplicația TikTok pe telefoanele personalului încă de anul trecut. Deși anunțul a oficializat interdicția, aplicația nu era oricum utilizabilă pe dispozitivele Alianței, nici înainte, din cauza restricțiilor tehnologice interne. Vicepreședintele ANCOM a spus că decizia de a interzice TikTok în România aparține politicienilor. În America, decizia a fost amânată. Mulți dintre români ajung greu la medic, iar motivul principal ar fi banii. Cel mai rău stau lucrurile în mediul rural. Acolo, de exemplu, 3 din 10 gravide nu ajung deloc la medicul ginecolog în timpul sarcinii, arată o anchetă a celor de la Salvați Copiii. Mai grav este că una din 10 femei nu a fost nici măcar la medicul de familie, pentru că în unele localități astfel de specialiști lipsesc cu desăvârșire. În lipsa unor soluții unitare de la stat, tot mai multe ONG-uri lansează caravane de sănătate. Voluntarii de la Caravana cu Medici merg de 10 ani încoace prin satele din România să consulte gratuit oamenii care altfel nu ar ajunge la doctor.
chiar ultima caravană pe care am avut-o acest weekend în Prahova. Am avut o femeie care urmea să intre în schimbul 3 la serviciu. A venit la noi și ne-a spus că are niște dureri în piept specifice, care erau cu modificări de EKG și, din păcate, această femeie avea un infarct miocardic în evoluție. A fost chemată ambulanță și a ajuns de urgență la spital. Avem foarte mulți oameni în nevoi care nu au acces la serviciile medicale și, din păcate, la serviciile medicale primare și nu au cunoștințe despre prevenția medicală. Consideră că dacă pun pe primul loc sănătatea, practic trebuie să scoată din buzunar o sumă considerabilă. Și să fii gravidă în mediul rural poate fi o provocare, mai ales când situația materială nu este cea mai bună. Dintr-un studiu pe care l-am făcut în ultimul an, în rândul a 425 de gravide vulnerabile din zone defavorizate, aproape 34% dintre gravide nu au fost deloc la medicul ginecolog, iar dintre cele care au fost și și-au controlat sarcina, aproape jumătate dintre ele au spus că analizele, ecografiile, consultațiile nu au fost gratuite, așa cum ar trebui să fie. În mod evident, medicul de familie trebuie să fie primul care poate să facă nu numai evaluarea gravidei, ci să o și îndrume către un serviciu de specialitate de obstetrică ginecologie. Numai că datele arată că doar 47% dintre localitățile din România au medici de familie, iar în 328 de comune nu există niciun astfel de specialist. Din aprilie, 3 cabinete medicale mobile dotate cu ecograf și scaun pentru consul ginecologic vor pleca la drum prin satele din țară. Salvați Copiii le-a pus la dispoziția caravanei cu medici. Ce ne propunem pentru 2024 este să ajungem în cel puțin 35 de sate și comune, să continuăm cursurile de educație pentru sănătate din școli și licee și să introducem un program de follow-up. Primele opriri vor fi în județele Brăila și Buzău. Investigațiile vor fi făcute de studenți, medici, specialiști și rezidenți. Lipsa banilor îi ține pe român departe și de stomatolog. Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, 18% dintre români nu au mers la dentist în ultimii 5 ani. Ministrul Sănătății Alexandru Rafila recunoaște că în România stomatologia e o activitate în principal privată. Puținii stomatologi care au contract cu CNAS au o limită de doar 6.000 de lei pe lună. Turul României face săptămâna aceasta un popas la Galați. Vă prezentăm astăzi cel mai mare proiect de infrastructură realizat în ultimii 30 de ani. Este vorba despre un pod hobanat, cât un bloc cu 24 de etaje și o centură rutieră extinsă la două, la patru benzi. Podul Hobanat se întinde pe 2 km și jumătate. Este în construcție de aproape 4 ani și încă se lucrează. Pe cât e de ambițios, pe atât este și de complex proiectul de infrastructură de la marginea Galațiului. E pilonul central, care îl avem aici, înălțimea maximă e de 65 de metri de la nivelul solului, betonul aproximativ pe pilon 450 de metri cubi de beton, deci ne ducem între 1000-1500 de metri cubi de beton pe pilon. Podul face legătura între oraș și șoseaua de centură. În același proiect a intrat și lărgirea acestui drum de 11 km de la 2 la 4 benzi. Piciorul, pilonul principal al podului Hobanat are 62-63 de metri înălțime deasupra solului, iar în profunzime 30 de metri. Asta înseamnă 92 de metri, asta înseamnă un bloc cu 20 și ceva de etaje. Acest pod are garanție 100 de ani de... Lucrările sunt gata în proporție de peste 90%. Acum se toarnă asfaltul, trebuie finalizate trotuarele și marcate benzile de circulație. Așternem în primul strat de mixtură asfaltică, protecția în termeni tehnici, protecția la hidroizolația care am așternut-o aici pe viaduct, pe placa de suprabetonare. O să fie vreo 350 de tone de BA8, o mixtură asfaltică specială. Cea mai dificilă parte a fost instalarea hobanelor și testarea lor. În special înainte de a începe operația de precomprimare la cablurile care susțin structura de rezistență a podului sau hobane. Plăce 22 de hobane pe o parte și 22 pe cealaltă parte. Și problema a fost la dispozitivele de ancorare, care sunt niște confecții metalice. Ele au necesitat o
perioadă îndelungată de montare. Podul și centura lățită vor face ca traficul din Galați să fie mult mai liber. Dacă vă uitați pe centura Galațiului în momentul de față, să circulă bară la bară. Și este foarte importantă această investiție pentru că fluidizează traficul, asigură siguranța participanților la trafic. Acum s-au făcut 4 benzi. E mai traficul mai lejer? Mai lejer, că zic că da. Și când va da drumul pe pod, o să se ducă și pe acolo traficul, o să fie de ajutor? Da, și pe acolo o să fie foarte bine. Mai ales pentru camioane, pentru astea. Știe, o să se mai decongestioneze circulația în zona? Cred că da, cu siguranță. Să sperăm că o să fie bine, nu? Lucrările vor fi terminate până la finalul lunii iunie, iar valoarea proiectului este de 42 de milioane de euro. Au vrut să facă o faptă bună, dar acum plătesc pentru ea, pentru că le-a rămas asfalt de la o altă lucrare. Câțiva muncitori s-au gândit să astupe câteva gropi de pe o altă stradă. Primăria s-a supărat și condamnă că au lucrat fără autorizație. Cum s-a terminat totul, aflați imediat la Focus. Detalii șocante în cazul crimei din grădina botanică din Craiova. O fată de 14 ani a fost ucisă anul trecut de un elev al Colegiului Militar Craiova. Atacat atunci a fost și prietenul adolescentei, un tânăr de aceeași vârstă. Astăzi, la ultimul termen al procesului, tatăl fetei ucise a acuzat operatoarea serviciului de urgență, cea care a răspuns apelului 112, că a încetinit operațiunea de salvare a victimei și a diminuat șansele de supraviețuire. Sentința, în acest caz, se va da pe 26 aprilie. Doamna sau domnișoara de acolo a întrebat-o de 3 ori că nu înțelegea numele de familie. Deși fetița mea a spus că o cheamă Lungu Melis Mihaela, că se află în spatele grădinii botanice și că sunt înjunghiați atât ea cât și băiatul Emanuel Bic. S-a pierdut foarte mult timp, iar acea doamnă sau domnișoară de la 112 o întreba dacă o cheamă Lungu, Lungulescu, Lunguț, până în momentul în care fata i-a spus că nu mai poate respira și s-a prăbușit. Asta a contat cel mai mult. Salvarea la fetița mea a venit după mai mult de 24 de minute. Câțiva muncitori din municipiul Bacău au ajuns în vizorul autorităților după ce au turnat o bucată de asfalt pe o stradă plină de gropi. Oamenii au considerat necesară asfaltarea și pentru că le rămăsese material de la o altă lucrare. L-au folosit pe o bucată de șosea fără a avea autorizație de la primărie. Autoritățile consideră acum că muncitorii au comis o greșeală, iar acea suprafață reparată trebuie readusă la starea inițială, adică la cea plină de cratere și imposibil de parcurs cu mașina. Din dorința de a face o faptă bună și de a nu irosi material bun de asfaltat, muncitorii n-au stat prea mult pe gânduri și, deși nu aveau aprobarea nimănui, au turnat câțiva metri pe o stradă cu probleme serioase. Riveranii s-au bucurat și pentru puțin, deși nevoie ar fi de mai mult. E bun, mergem înainte cu Dumnezeu, asta e. Trebuie asfalt, trebuie toată strada. Oricum, trebuie toată strada, au mai băgat și pe acolo, dar mai au de treabă, mai au. Deodată am văzut asfaltul, doar pur și simplu am văzut și eu la știri că cineva e tras la răspundere pentru situația respectivă. Dar dacă vă uitați în spate, cred că trebuia pus mai mult de atâta, deci nu numai acolo asfalt. Mi-a vrut să ducă cu asfaltul acasă sau să-l piardă și a zis, hai domnule, că îl pun undeva, decât să-l pierdem, să întărească, mai bine îl aruncăm pe stradă. Strada dumneavoastră este prinsă în planul de asfaltare? Cu timp a fost prinsă. Dar nu s-a rezolvat nimic. Nu s-a rezolvat nimic. Tu nu, așa cred că trebuie să arate. E un fel de, sunt mai multe lacuri. Cred că așa e modelul. Eu fiind motociclist, deci este un real pericol, pentru că mai ales că fiind piatră cubică și, da, și în grop, ca idee, și vreau să vă zic că nu numai aici este așa, tot orașul. Lucrarea muncitorilor plin de zel n-a fost deloc pe placul primăriei. Bucata de șosea asfaltată în plus nu era în planul administrației, cel puțin pentru moment. Iar acum muncitorii sunt pasibili de pedeapsă. Ei riscă amendă sau chiar dosar penal și cert este că acum strada trebuie să vină la starea inițială. Unul dintre angajații companiei cu care avem contract pentru asfaltare în cartierul respectiv a luat decizia de a utiliza materialul rămas de la asfaltare pe această stradă care nu este inclusă în contract și a acoperit o groapă mai adâncă. Urmează să evaluăm situația și să luăm deciziile potrivite. Mi se pare absurd. Normal ar fi să vină să asfalteze, să trăim și noi civilizat, nu mai rău ca la țară.
Nu mi se pare normal. Porțiunea asfaltată are aproximativ 13 metri lungime și o lățime de aproximativ 2 metri și jumătate. Nu este suficient ca traficul să se desfășoare în condiții normale sau de siguranță. Dar măcar acum, pentru o vreme, nu mai sunt gropi. Hainele la modă ne plac multora dintre noi, însă și mai la modă este să faci schimb de hainele pe care le-ai purtat dacă vrei să încerci și altceva și să protejezi și planeta în același timp. La Cluj-Napoca, de exemplu, evenimentele în care este încurajată reciclarea hainelor au loc tot mai des. În plus, marile companii care creează haine au înființat organizații prin care vor să transforme și să recicleze hainele utilizate. Sunt mii de tone de haine care anual ajung la gunoi, iar industria textilă este pe locul al doilea în lume, în topul celor mai mari poluatori. Socializare, schimb de idei și schimb de haine. În Cluj-Napoca tot mai des au loc evenimente în care oamenii donează haine sau vin și le modifică pentru ca apoi să fie repurtate. Doamnele care iubesc moda sunt primele la astfel de evenimente. Așadar, fie că faci schimb de haine cu o prietenă, fie că mergi și faci schimb cu alți oameni, rezultatul este același, mai puțină risipă în domeniul textil. Mi se pare o idee foarte bună, adică industria modei și fast fashion-ul ajunge să ne distrugă încet planeta și cred că dacă puțin câte puțin fiecare dintre noi contribuim la combaterea acestui lucru, o să fie foarte bine. Una dintre cele mai bune prietene ale mele are un stil foarte asemănător cu al meu și mereu facem schimb de haine. Tocmai că mi-a plăcut foarte mult ideea de a schimba haine, eu susțin foarte mult și partea asta să circul hainele, să nu le aruncăm sau și donez, de exemplu. Super tare, am fost și la un alt eveniment cu schimba de cărți și sunt pro orice chestie din asta care ne ajută să facem mai puțină risipă și să împărtășim. Uniunea Europeană depune eforturi uriașe pentru a reduce impactul negativ al industriei modei asupra mediului. Mai nou, schimbul de ținute între persoane oferă hainelor o nouă șansă. Astăzi ne-am adunat să facem schimb de haine, dar și să împărtășim sfatul și povești despre sustenabilitate. De ce facem asta? E foarte simplu. Risipa în domeniul textil este una uriașă. Industria textilă este una care poluează extrem de mult. Este în top 3 la nivel mondial, dacă ne uităm la statistici. Iar dacă ne uităm la obiceiurile pe care noi le avem, ele nu sunt tocmai sănătoase sau prietenoase cu mediul. Studiile arată că purtăm o haină de cel mult 7 ori și aruncăm la gunoi anual în medie 11 kg de haine. Bere pentru pelerini servită de călugărițe în Spania. Maicile au redeschis un bar într-un sanctuar antic și fac totul cu speranța că vor răspândi cuvântul lui Dumnezeu oaspeților. Nu este un păcat să bei o bere, spune chiar una dintre ele. Barul neobișnuit se găsește în Spania, în orașul basc Victoria. Barul se numea Pater, însă călugărițele l-au redenumit Casa Mamei. Well, I think many people would think it's unusual because they've never seen it, but you know, it's not a sin to drink a beer, especially here in Spain, it's more of a cultural thing. Gracias a Dios desde que se abrió y sobre todo desde, bueno, el primer día, el segundo y ahora el fin de semana, desde las 10 de la mañana que se abre, hay una fila hasta que sale del bar. Con personas y un grupo y otro grupo y otro grupo y sin parar, ¿no? Maicuțele care aparțin Ordinului Pelerinii Euharistiei au preluat localul din sanctuarul Estibalis de la foștii proprietari, tot un grup de călugări. Surorile poartă șorțuri de barmanițe peste hainele lor gri cu alb, în timp ce clienții stau la coadă pentru o halbă. Ei sunt încântați și mulțumiți de servicii. Ay, pues me encanta porque es que las veo siempre tan alegres, con una sonrisa que me transmiten pues mucha paz y mucha alegría. Frații monahi locuiau acolo din 1923, dar au plecat în septembrie 2022 din cauza numărului tot mai mic de persoane și a vârstei înaintate. Anul trecut, 18 călugărițe s-au mutat pentru a avea grijă de sanctuar și de pelerinii săi. De atunci, afacerea merge de minune. No, un poquito locura, pero bendita locura, porque es de toda la gente que está viniendo, de toda a ti. De toda, bueno, cola que sale a la calle. Eso es una bendición, la verdad. Un poquito locura, pero bien. Barul este frecventat de turiști, dar și localnicilor le place experiența inedită. Y eso, pues 18 monjes que están revitalizando todo esto. Es un milagro.
Record de cazuri de violență domestică de la începutul acestui an. Zilnic, polițiștii intervin de peste 600 de ori. Jumătate din plângeri sunt retrase, iar acolo unde se deschid dosare penale și se emit ordine de protecție, polițiștii nu au suficiente dispozitive pentru monitorizarea atacatorilor. Detalii despre toate acestea imediat în reportajul Focus. Bătaia este încă ruptă din rai în România. Polițiștii sunt chemați să intervină la scandaluri în familii de peste 300 de ori în fiecare zi. În aceste situații, victimele au depus plângere, s-au deschis dosare penale și au reușit să scape din mâinile agresorilor. Numărul real al cazurilor de violență domestică este însă de două ori mai mare. 19.000 de cazuri au fost înregistrate doar de la începutul anului. Sunt situații în care, deși există ordin de protecție emis de autorități, victimele sunt ucise de parteneri. Violența domestică există, dar uneori alegem să o ignorăm. Statistic, fie că ajung sau nu în atenția poliției, în fiecare oră se întâmplă cel puțin 26 de agresiuni. Cifra e în creștere, potrivit Institutului de Statistică. Andreea era o tânără studentă din Timișoara. A sfârșit ucisă brutal cu un cuțit chiar de iubitul ei. Erau împreună de 4 luni, timp în care fata ar fi încercat de mai multe ori să pună capăt relației. Mirel, partenerul în care a avut încredere, a convins-o de fiecare dată să-l ierte și să continue relația. Violența extremă este într-adevăr o raritate, însă de fiecare dată când te uiți la astfel de crime cu relativ puțină premeditare, dar totuși precumpărite, o să observi două ingrediente care fac parte din, să zicem, rețeta crimei, anume motiv și oportunitate. Când vine vorba de motiv, psihologia ajută mult mai mult decât te aștepta într-o prima fază, pentru că îți creează o fereastră în organizarea mentală și morală a făptașului. În cazul de aici, gelozia extremă. Oamenii când sunt extrem de geloși pe această lume, majoritatea observăm că nu vor comite fapte de mare violență. Și atunci gelozia ajută, dar nu explică fapta. Mirel era student la medicină și la teologie în Timișoara. Provenea dintr-o familie bine văzută, dintr-un sat din Caraș Severin. Localnici aveau numai cuvinte de laudă pentru el și îl caracterizau drept un băiat modest și bine crescut. A cunoscut-o pe Andreea la facultate și făceau parte din același grup de prieteni. Acest om a știut ce face acel instrument și cu bună știință l-a luat și l-a folosit pentru ce? Pentru a-și satisface o nevoie primară în momentul respectiv. Și nevoia primară în momentul respectiv era să pedepsească, să umilească și în același timp să se revalideze pe el. Putem să vedem că dacă exista devianța anterioară la această persoană, ea nu a fost raportată, nu a existat măsuri premergătoare, la fel de bine cum victima la rândul ei, admitând că fusese anterior amenințată, nu o să știm niciodată, a considerat că poate să-și gestioneze singură relația în tăcere și discreție și nu a mers către autorități. Femeile sunt reificate, ca și când ar fi lucrurile lor, de care ei pot să dispună oricând, și a depășit orice formă de autocontrol pe moment acolo și a dat până când a epuizat energia asta bioinstinctuală. Păi aia mulți îngerași din ăștia descriși la bloc ca fiind foarte cuminți, care îi dau sărul mâna și au ajutat pe doamna X să ducă coletele la lift și așa mai departe, au comis omoruri. Deci una este aparența, alta este esența. Călăul Andreei și-ar fi mărturisit crima în fața anchetatorilor. Acesta ar fi spus că a văzut-o în timp ce schimba mesaje pe telefon. Ar fi întrebat-o cu cine vorbește, însă ea nu i-a spus. În acel moment, Mirel s-ar fi înfuriat și a luat din bucătărie două cuțite. S-ar fi întors în dormitor și a ucis-o cu sânge rece. Tânăra s-a luptat cu atacatorul. Bărbatul are o mulțime de urme de zgârieturi pe față. Cazul scoate la lumină din nou unde poate ajunge o relație construită pe neîncredere, amenințări și violență. Potrivit Poliției Române, de la începutul acestui an, polițiștii au intervenit în peste 19.000 de cazuri de violență domestică. Față de aceeași perioadă anului trecut, a crescut numărul de fapte de loviri cu 60%, iar pentru amenințări cu 13%. De multe ori, fie pentru că le este rușine, fie pentru că le e teamă de ce va urma, victimele aleg să tacă. În continuare, violența domestică și violența împotriva femeilor în general este subraportată în România. Dacă una din patru femei, așa cum ne spun autoritățile europene, una din patru femei din România a fost agresată fizic sau sexual de partener sau de fostul partener,
Aceste date de la poliție nu arată încă gravitatea cazurilor și frecvența, de fapt, a cazurilor. Singurul instrument care poate să ajute victimele este ordinul de protecție. De la începutul acestui an au fost emise 1977 de ordine de protecție, însă peste 700 de agresori le-au încălcat. Ordinul de protecție se judecă în regim de urgență, în maximum 48 de ore. El presupune că timp de 12 luni, agresorul nu are voie să se apropie de victimă la o distanță pe care ea o stabilește. Ordinele așa de restricție au valoare în societăți civilizate, în oameni care au cultură, oameni care au un alt mod de a se raporta deontologic și moral la viața pe care o trăiesc. Pentru un om de genul acesta, emiterea unui ordin de restricție este o rușine. Dar noi nu are ăla nicio treabă, doamnă, cu hârtia asta, ordinul de restricție. În peste 200 dintre situații, agresorii au fost monitorizați cu brățări electronice montate la mâini sau picioare. Pentru victime reprezintă o siguranță mai mare. Într-un eventual atac, poliția poate interveni imediat, dar cifra celor monitorizați e mică. Doar 10% dintre agresori au avut aceste dispozitive de urmărire pe ei. La momentul acesta sunt puțin folosite de către victime, pentru că există încă o serie de reticențe din partea victimelor pentru a putea fi folosite. Aceste kituri practic prevăd montarea unei brățări față de agresor, agresoare, iar victima are asupra ei un terminal mobil față de care se stabilește distanța ca și interdicție la care agresorul trebuie să nu se apropie. Poliția română a cumpărat în jur de 800 de kituri pentru monitorizare electronică. În alte țări, care au aplicat mult mai devreme acest sistem, efectele se văd. În ultimii 10 ani, în Spania, spre exemplu, nicio femeie nu a fost ucisă de un agresor cu brățare electronică. România e departe. Chiar acum, doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro. Alexandra Anastasescu aduce imediat știrile din lumea mondenă la Flash Monden, iar de la ora 20 începe acțiunea în Haywire, cursa pentru supraviețuire. Pe Prima Comedy, de la 22, Andrei Duban vă așteaptă la Bank Show. Două foste campioane mondiale vor face spectacol în această seară la Prima Sport 1, Spania-Brazilia. Pot fi urmărite într-un amical de lux de la ora 22:30. Să aveți o seară frumoasă! Ne revedem mâine! Program disponibil pe primaplay.ro.